Mă auzi? Da, ce voiam să te Spune. întreb? Am voie cu binduri colorate? Bro, cu binduri colorate, da, nu văd de ce n-ai putea să ai voie atâta timp când nu scrii colorat pe chat sau ai alte scripturi, ok. Eu să am voie? Da. Numai că să nu se suprapună unul peste altul, gen să se înțeleagă. Păi, vă, că se suprapune, sau, dar când se mașină, nu se suprapune. Da, atâta timp cât nu se suprapune, da, e ok. Să, dacă rulezi un accident sau folosești alte chestii de genul, da, e ok. Știam că la accidente se scrie manual. Că n-ai voie cu dăsta. Bro, atâta timp cât ai o perioadă de timp în care rulezi, poți și cu binduri, dar să nu fie ceva de genul. Adică tu să-ți pornești bindul cu slash mi și revine ușor și în secunda a doua să pleci. Să aștepți și tu vreo 10 secunde într-un accident. Înțelegi? Atâta Nu, tot. nu știu, mie mi-a zis Vali că nu-i voie cu binduri colorate. Mă scuz, dacă ne prinde, să dă ban. Permanent. Bro, eu n-am văzut Nu știu, chestia asta prin vă regulament lămuriți. să nu ai voie. Vă lămuriți voi între voi, cei din sat. Bun, păi atunci mă duc și o să vorbesc și, na, în caz că, Dar ce voiam să te întreb? Am voie să spun bon de masă? adică, Adică știi că legat de mai chestia. vorbesc cu oamenii, în loc să spun de chestie, spun bon de masă. Da, da, de bani de masă poți să spui, că atâta timp cât nu sună out of character, e ok. Deci poți să spui bon de masă, că atâta timp cât nu spui tichet sau admin, chestii Și de-astea, poce, e ok. dacă spun tichet e problemă? E Da. întreabă de înțeles, e întreabă de înțeles. Și dacă Pentru spun că în deja... geraș, e voie? Da, bro, îngeraș, bon de masă, e ok. Dar să nu spui admin, tichet, chestii de-astea. Fac pe regulament în geraș, n-ai voie să Faza zici. cu bindul colorat, crede-mă că eu așa știam că e ok. N-am văzut până acum în regulament să se Pe zică chestia aia. regulament scrie că nu-i voie să spui în geraș. În geraș sau... Doamne, doamne... Nici asta nu am văzut-o, bro. Din punctul meu de vedere, atâta timp cât nu sună nimic out of character, e ok. Gen, poți să spui bon de masă sau chestii de genul. Dacă ai o problemă. Dar tu cine ești? Adi sau Albi? Albi. Ok, deci văd că tu ai gradă helper, da? Da, helper, da. Și nu este un grad mai mare acum cu tine. Stai așa să mă uit. Ca să vă puneți la de comun acord sonat, mai cheamă-l pe Deus. Întrebăm și pe el. Stai așa că da, e și de... Ca să vă Se ajungem la un cântă. comun acord, știi? Ca să nu unul să zică într-un fel și altul în alt fel, știi? Da, așa că am scris acum să vină până aici. Salut! Da. Salut! Băi, Deux, fii atent, e ok faza cu Stai să gen... întreb, stai să întreb eu ca să nu fie Întreabă-l auzit tu, înainte, da? întreabă-l tu. Deci dacă am de Stai, ăsta, stai am două secunde, voie? stai două secunde. Am voie cu de Sunt ăsta? un... Bă, colorate n-ai voie. Ok. Mai departe am voie să spun în geraș? Ce? Am voie să spun în geraș? Da. Am voie să spun bon de masă? Bun de masă, deja ești cam pe lângă. În aia nu. Poți să Ai spui că faci o rugăciune sau ceva de genul, nu bon de masă. Ce E ai zis, Dada? medium roleplay. Este rapid Cum? în privat, uite-te acum. Stai să mă uit. Uite, deschidere oceanice, exemple, ești admin în geraj, permiți OC, permiți chineză. Ok, Altceva? Ok. permis chinez am voie să spun? Ai direct deschis OOC-ul. Bro, Și OC-ul se mă... deschide doar cu aprobarea unui admin. Ok, și în geraj e voie, nu? Da, ai voie, ai voie. Și bon de Acolo scrie masă? direct. Bă, Uite, ce scrie poți acolo să în zici, orice, da, ce? na, Ești în geraș? ăla deja e de medium roleplay. Dar poți să Ok, zici că ok. faci o rugăciune Și sau ceva. ai Și ai... deschidere oceanice sau nu e? Care? Nu se pune, Nu bro, știu neapărat ca cum. deschidere oceanice, doar că, na, ți-am zis, Ne-a rămas? nu, Stai puțin, nu știu, stai. din punctul meu de vedere, e ok cât de cât să zici și bon de masă, dar, na, Ah, bine da, e și de să poate ok, să... privat, O, să nu mai e mai spui ok să geaza, zici, da. m-a dus să fac o rugăciune sau ceva de King! genul. Și Dar să ce nu mă leacă, zici mă, aia că cu la un permis tichet chineză, aici? că e direct deschis OC-ul. Ok, mă băieți, deci să vă zic despre ce e vorba. Spune. Amândoi ați greșit, enorm, acum. Amândoi. Deci nu mă credeți, nu? Deci Adică. nu este permis, deci aia cu permis chineză este deschidere oceanice, în geraș Dacă ești este aici. deschidere oceanice, scrie chiar în regulament acolo.
Ok? După aia, scrisuri de astea colorate nu sunt permise. Bond de masă nu este permis. E tot deschidere Ba, OCNC. nu-i deschidere orice neapărat. Mă, eu vă zic Măi. exact cuvânt cu cuvânt ce mi s-a zis direct de către Vali. Ok? Deci, chestia asta v-am chemat acum la mine, special să văd dacă voi știți cum ați ajuns voi în staff. Am filmat toată situația și mai departe filmarea o să duc la Vali. Da, uite, ce zic eu, 29.47. Brother, nu înțeleg ce faci tu aici. Cum adică ce fac? Vă zic Pe că... tine te-a pus cineva să faci chestia asta? Păi, și care e problema dacă m-a pus? Păi bro, tu ai chemat doi admin la tine, gen, Da. și noi suntem foarte puțin pe server și sunt foarte multe etichete, tu de asta ne ții aici ca să ne testezi tu pe noi. Nu mai bine plași tu gradele superioare să ne testeze pe noi. Nu știu cu ce drept tu vii aici și ne testezi tu pe noi, că asta eu nu înțeleg. Nu zic că, vezi, Doamne, e rău ce faci tu, e ok, dar... Dacă consider că am greșit cu ceva, pot să mă banez. Ok? Bro, Bro, eu nu Eden, vreau eu nu să te vreau să te banez, banez. n-am nicio treabă cu tine să te banez, dar ți-am zis, nu știu cu ce drept vii tu aici și ne ții pe noi la vorbă în timp ce sunt foarte multe etichete și ne testezi. Eu zic că chestia asta cu Eu test ar nu trebui făcute de grade superioare cred că din staff. v-am reținut mai mult de câteva minute. Eu cred că e destul Eden, de bro, dar important. în astea câteva minute noi făceam 10 etichete. Păi și dacă le făceați greșit pe toate alea 10 și voi sancționați greșit oamenii, crezi că era ok? Bro, eu te mai întreb o dată, pe tine te-a pus cineva să ne testezi pe noi? Sau o Ce faci de să-i capul tău? răspund eu lui ăsta? O fac de capul meu, pot să mă banez, ok? Bro, dar eu nu înțeleg de ce o ții tu cu chestia asta să te banezi. Tu vrei să te banezi? Nu vreau să mă banez, dar Păi și atunci de ce o ții cu chestia asta? Ți-am zis eu că te banez sau că te o sancționez zici sau pe ceva, că un n-am ton de înțeles. parcă mă ceri pe mine din cauza că nu știi tu Bro, niște nu te chestii. cert, dar ți-am zis, vreau și Păi, explicație de ce ne ții tu aici. ți-am dat explicații, nu te țin aici, du-te la tichetă dacă e treabă. Ok, te mai pot ajuta cu ceva? Nu mai pot să mă ajut cu nimic. Ok, salut. Ce-a făcut acesta?